La mulți ani să fie, ia o cupă de șampanie, a priori să ciocnim, să fie într-un ceas bun anul care vine. Așa să fie, să fie cel mai, cel mai, cel mai. Da, și să vedeți ce provocare, cea mai urmează să extragă fata noastră. Eu. Deci, da, deci, uite para noastră. Hai să prind curaj. Hai, azi se poate, azi tot e... Tot paharul de Leon. Da, unde-i paharul? Dați-i paharul, e la Tatiana Hegel. Așa, da. Dă microfonul, da. E la valiera acolo. Deci, extrage, să vedem. Deci nu am variante, da? Ba, da, sunt mai multe variante. De mâncat, de cântat, de dansat. Hai să fie asta. Nu scad fără. Gata, da? Ok. Ce deci. Să arăt bine, știi, deja. Cum o să mă supun provocării. E altceva, important să arătăm bine mereu. Arătăm bine, cum da? Altfel? Arătăm bine? Da, arătăm da. Bine? Ce arată-mă ce scrie acolo? Oh! Macaroane? Ce înseamnă asta? Macaroane? Asta e macarena, nu sunt macaroane. Da, sunt macaroane, da. Am înțeles. Ce o să facem cu ele, aflați după ce mai primim o urare. Suntem la finele anului 2019, un an foarte frumos pentru mine ca interpret, liniște în familie, la copii, la toți, adică am petrecut un an frumos. Le doresc tuturor acelor care mă privesc să aibă anul 2020 numai rău cum a fost anul 2019 al lui Ion Soluceanu și a familiei întregi. Îmi doresc nespus de mult să aveți un an fericit, liniștit, cu belșug, baftă în toate, la anul și anul. O, macaroane, oare cine o să le mănânce prima pe toate? Deci, noi avem aici fierți, da, deci sunt... Fierte. Tăiței, fierți, câte trei? Cine înghite prima toate, macaroanele? Așa. Aia scapă de mixul atomic din aceste ingrediente. Deci provocarea mare, provocare de fapt aia. Așa. Deci, una, putem, da? Câte una, da. Deci trei. Stai, încă nu. Hai. Stai. Unu, doi, stai, trei. Trei. Măi, ce fac eu, da? Gata! Da. Am vrut să fiu mai grațioasă și o supăr cu secințele, știi? Deci, ok. Grațioasă vei fi când vei gusta. Deci, un ou. Da. În aceste clipe, turnăm un ou. Face bine la voce, slavă, da, Domnul. Da, și eu încă-ți place. Îndulcește. Te îndulcește. Hai să vedem partea bună a lucrurilor, ok? Hai să vedem partea bună a lucrurilor, da. Deci, zgușionca avem. Asta. Niște drojdie proaspătă. O, Dumnezeule! Da, drojdie proaspătă. 90-60-90, o să sufere un pic. Ei, da. Ai spus, mă, că-i duschi ăștia. Hai, te rog frumos, spune jumătate, Dumnezeule, asta e bine. Nu mult. Așa, mai departe, niște borșacru. Borșacru e bun, a doua zi după anul nou așa se meargă, numai chiar azi. Așa, un picuț așa, un picuț, nu chiar foarte mult. Mai departe, niște ketchup. Super, minunat. Niște ketchup. O combinație bombă, aici, doar la vorbe bune cu Lilu. Așa, un pic de maioneză. Super, pune mai mult, atât ok. Un pic de maioneză. Eu dar pot sfug acum, eu pot sfug. Nu mai pot pleca. Închis ușile, numai cu și kefir, super, kefir, binevenit, da. Zi-mă, dă proste, dacă de este drojdie și cel mai super fine blender care va mixa tot asta. Așa, deci... De-am voie să fac eu asta, că tot eu o să beau, da? Hai. Plăcere, draga mea. Deci, eu sunt sigură că îți dorești tu. Da, eu o să ciocnesc cu tine. Deci eu o să ciocnesc, dar tu vei avea ocazia să guști acest cocktail. Dar dacă beau pe tot... Dacă dai pe tot... Și arăt o față atât de credibilă și pozitivă și frumoasă... Poți să vinzi rețeta. Da? Bine. Așa, ne-am înțeles. Okay. La mulți ani! La mulți ani! Recomandăm cea mai faină băutură, tendința anului 2020, da? Savurează! Spectaculos! E bun! Pe nivel de reptul! Deci, draga mea!
Eu, deci drojdie cred că e pe tot anul. Deci, păi, nu cred că mai consum ceva de genul ăsta. Și a fost porția foarte tare. Dacă eu anul ăsta o să fiu atât de puternic și o să rezist tuturor provocărilor în halul ăsta, o să fiu mega faină. Ești cea mai, cea mai tare. Tatiana Heghe a făcut față provocării și a băut cocktailul Atomic. Da, felicitări Atomic. Pentru cei Atomic de acasă. Drojdios.